foarte tare de prieteni. Sunt cu mama mea, Madalina, care o să mergem să facem brioșe, nu e așa, mami? Mergem să facem cumpărături, că Alina are pofte pentru brioșe și mergem să vedem ce putem cumpăra, să reușim să facem și noi o brioșă. Da. Da, mami? Da. Revenim. După ce mergem la cumpărături. Da. Acum mergem la cumpărături pentru brioșe. Da? Hai, mami? Haide, mami. Hai, așa, mami, vreau să zici tu ceva la prieteni. Nu știu ce să zic. La prietenii tăi. Ce vrei tu? Nu știu. Te poți să zici și tu despre... Așteptăm comentarii și întrebări. Mergem. Hai, mami, cu care mașină mergem? Nu știu, vedem acum. Prieteni, revenim că nu avem voie să filmăm în magazine, cu mașina nici atât. Revenim după ce cumpărăm ce ne trebuie, când ne apucăm la bucătărie. Da. Vă pupăm. Haide, mami. Am terminat cumpărăturile și acum ne apucăm de treabă. Da. Vorbește din sau cu prietenii tăi. Acum facem brioșele, nu e așa, mami? Da. Da, așa este. Facem bucătăria cea mai rău, o să facem aici, că este mai multă lumină. Ok, eu să-i dăm plus măscuța, să ne prindem părul. Da, eu mă duc în casă, să-mi prind părul și vin. Și să-mi iei, și mie o părbuță. Vezi că este acolo jos. Da. Pe copăr. Mai vorbește cu prietenii tăi, mami. Haide să vedem ce avem aici. Aici avem 3 gogoși umplute cu ciocolată. A venit și mama. Așa. Stai să-ți leg părul. Ok, dăm jos agrafele. Doare. Și cred că o să ne iasă cele mai bune brioșe. Ce-am luat și niște gogoși, da. Așa, mami, mai zici și tu ceva? Gata? Nu știu ce să mai zic, Alina, o să ne apucăm de treabă. Stai să-ți înșeat rafele. Da, da, mami. Da, ia, stai să zici. Poți să te ajut și eu? La ce să mă ajuți? A, la gogoșele? Da, la brioșe. La brioșe, da. Eu aș vrea să luăm un bol și aș vrea eu să... Să ce? Să rămpim ăsta. Ce aici? Nu știu ce este, lasă-l acolo. Aici avem bobițe de ciocolată, să le punem brioșe, aici avem... Revenim când o să ne hotărâm unde ne apucăm de... Prăjitorit. Da, eu vreau aici. Vrei să prăjitorim? Da, vreau să prăjitorim aici. Prăjiturim. Prăjiturim. Imediat. Haide, cred că dincolo, că acolo avem mai mult loc. Eu zicem aici. Revenim dincolo. O să punem formele pe tavă. Asta mă știu dacă vrei. Facem din roșe. Sper că o să ne ajungă. Da. Că nu facem în mare de tot, că nu e cine să mănâncă. Să mănânce, da. Nu pot să deschide aici, mami, pot să mă ajungi. Te ajută Alicea, că eu... Nu. Așa, acolo facem mama brioșele. Și-o... În formele astea, că zău eu. Așa. Cred că mai ne trebuie. Nu mai ne trebuie, ne ajunge. Am pus ulei. Nem și lapte. Lapte. Așa. Uite ea. Mai ne ajunge. Ne ajunge. Două. Facem cu multe.
Vrei și tu, Alisa? Vreau! Hai, ia și tu o lingură. Asta e sucale mele. Hai, uite-te. Și ce facem cu lingură? Vă uitați la mine, da. Cum fac eu. Și faceți și voi, da? Da. Le-am pus în acel. Dacă poți să iei mai mult. A, nu știam. Mai multă compoziție. O să iau mai multă compoziție. Am văzut atâta. Mi-e frică să nu cade. Să nu cadă. Să nu cadă. Dar ce să cadă? Acum să completez ce ați pus voi așa câte puțin. Okay. Duceți lingurile la cuvetă. Lingura. Să le zic eu. Alina să zice cu ciocolată pe este. O să vin? Nu acum, stai să terminăm. Asta este, se mai întâmplă. Trebuie să mai bagi în cina asta. În care mai? În aceasta și în aceasta.
Da, hai de la ciocolată, te las pe tine. Singură, nu te mai ajut deloc. Da. Aș vrea să pun pe una și multă ciocolată. A, pe asta am pus cea mai multă ciocolată. Și o să punem, nu punem atât de mult, dar când mai avem nevoie. Albina? Da, punem doar un pic. Nu chiar așa, un pic, dar... Le băgăm la cuptor. Și o să le vedem cum se termină. Te arzi, Alina. Okay. Lasă-mă pe mine, te rog. Ok, mai. Sunt gata și bioși, le-abia aștept să gust din ele. Câte sunt? Păi, mami. Vrei să le numărăm? Da, și să le numărăm și să le ducem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 11, 12, 13. Avem noi și lapte, dar da, hai, hai la masă. M-am gândit eu să ducem și la bunici. O să punem pe o farfurie și o să vină bunici la noi, Albina. Mănâncă cu noi la masă. Da, cam așa este, dar eu zic să ne ducem. Dacă sunt... Stai să-mi duc scaunul bine. Okay. Alisa, tu unde treci? Aici? Aici, în față, în față, cu Alina. Să aranjezi ție scaunul? Lasă-i aranjat. Vreau să iau pe ăsta. Ce este? Dă-mi o scobitoare. Telefonul mami. Haideți, mă, că sunt făcute, chiar sunt făcute prea de tot. Și uite cum arată pe pungă de alb. Da. Dar cum se ține de scobitoare asta? Dragi prieteni, astea sunt brioșele. Da, astea sunt brioșele. Bine că nu s-au ars. Hai să gustăm din a doua brioșă. Că am mai mâncat una. Nu mă sunt bine, dar e bună. Spune ceva, mami, pentru prieteni. Sunteți prietenii mei și fanii mei și să vă abonați la canalul meu. Și să mă urmăriți în continuu și... Mami, brioșele sunt chiar foarte bune, mai ales cum arăt pe la păți. Da, mulțumesc. Da. Poftă bună, Albina. Da, astea sunt, să vă zic, pentru... Nu chiar în interes, să vă zic că... Că ați văzut la noi, mulțumim! Și tot ce am făcut noi pe canalul meu, Alina de Astrehaia, ne-ați urmărit de la când am făcut pizza, când am făcut și clătite și ce mai am făcut, că am uitat. Am făcut de toate. Și am făcut și pește și acum sper să ne urmăriți și când am făcut și brioșele. Și mă, la ai făcut. Da. Mamă ligă, Alisa. Și cred că o să facem mai multă mâncare tot în vloguri. Și vă pup și vă iubesc.
Vă pupăm! Vă pupăm, la revedere!